Primăria municipiului Călăraș a organizat în perioada 18-19 septembrie zilele municipiului, eveniment ce a marcat 426 de ani de atestare documentară a municipiului. Manifestările au început la Muzeul Municipal Călăraș prin ceremonia oficială de deschidere a evenimentului, expoziția Presa Călărășeană, decernarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Călăraș și un recital susținut de soprana Bianca Ionescu. Manifestările de sâmbătă s-au încheiat cu parada Retromobil. A urmat duminică parada motocicliștilor. Primăria municipiului Călăraș va organiza în data de 21 septembrie Nunta de Aur, sărbătoarea împlinirii a 50 de ani de căsătorie a cuplurilor cu domiciliul stabil în municipiul Călăraș. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la Muzeul Municipal din cadrul Primăriei Municipiului Călăraș. La mulți ani tuturor! Vă invit în sală pentru a începe manifestarea dedicată zilei orașului. Clădirea în care ne aflăm este datorată unui mare arhitect al neamului românesc, Ioan Sokolescu, care a proiectat și spitalul Pavilionar, fostul spital din Călăraș. Și vreau să vă spun că și primăria, și spitalul, și biserica din Volna există grație momentului 24 septembrie 1852. Atunci prefectul județului, care se chema Iorgu Leș, a împrumutat localitatea cu 20.000 de lei pe au bani, ca să se strângă o sumă de 250.000 pe care o pretindea Mănăstirea Colțea pentru emancipare, pentru eliberare. Cumpără și trei locuri cu banii ăștia. Care credeți că sunt acele locuri? Locul pe care se află primăria, pe care îl donează tărășenilor, locul pe care se află spitalul județean astăzi, 1.000 de metri pătrați pe care îl donează orașului și locul pe care se află Biserica Volna, pe care de asemenea îl donează orașul. Iată deci o legătură între momentul 24 septembrie 1852 și ziua de astăzi. V-ați putea povesti multe, dar o să găsiți restul într-o carte la care lucrez cu muzeul Noi de Jos. Trebuia să o scoatem anul trecut, dar din cauza pandemiei bugetul a fost orientat către altceva. Sperăm că la anul, când tot aici vom aniversa, sau poate în altă parte, domnule primar, dacă Dumnezeu ne ajută să scăpăm de pandemie, sunt 170 de ani de la emancipare, și la anul o să vedeți, fără lipsă de modestie, cea mai elaborată carte și documentată carte care se va numi O istorie ilustrată a orașului Călăraș, în care veți avea plăcuta surpriză să găsiți multe, multe și informații istorice, dar și mai interesant că nu e așa, o fotografie face cu 1.000 de cuvinte și foarte multe fotografii din trecutul urbei noastre. Să ne urăm la mulți ani, astăzi, și mi-a plăcut în mod deosebit mesajul pe care primarul orașului l-a transmis iar cetățenilor. Să ne urăm la mulți ani pentru că avem nevoie de mulți ani în sănătate, curaj și ceea ce este cel mai important pentru un om care face mâine cu 1070 de ani și care a făcut din toate viața asta. Ne trebuie unitate. Este prea multă ură astăzi, prea multă vrajbă astăzi, în detrimentul cui? Al orașului. Îmi revine onoarea de a
decerna titlul de cetățean de onoare. Avem cetățeni de onoare care au influențat viața noastră. Sunt oameni care au salvat vieți. Sunt oameni care au spus ceva în politică. Sunt oameni care ne-au influențat și au influențat viața urbei noastre. Dar până să trec la decernarea premiilor, vreau să spun și eu la mulți ani, la mulți ani Călărași, la mulți ani Călărășenilor. O să vă invit lângă mine pe domnul doctor Cristian Gheorghe Giurcă, omul care s-a implicat în viața medicală călărășeană și merită titlul de cetățean de onoare al acestui oraș. Onorați participanți la această festivitate, vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o în numele această diplomă și acest titlu. Este un lucru important pentru că el marchează recunoașterea unor merite, a unor contribuții ale unor oameni la evoluția, la mersul cetății, cum se spune, fie pe linie economică, tehnică, medicală, învățământ. Sărbătorirea acestei zile și recunoașterea meritelor acestor oameni, cât și desfășurarea acestor lucrări în această locație, deși mică, poate și neîncăpătoare pentru participanți, are o mare încărcătură istorică. O încărcătură istorică cu oameni pe care îi colaborăm, oameni pe care îi premiem. Toate acestea contribuie la păstrarea identității acestui oraș, așa cum spuneți domnul profesor Tudor, a identității spirituale, culturale, religioase, chiar dacă acest fenomen uriaș care se cheamă globalizare vine ca un tăvrug și are tendința să șteargă aceste identități și culturale și religioase și în final naționale. Prin eforturile noastre de a ne păstra și de a ne cinsti, adică predecesorii noștri și oamenii care au adus contribuții, eu zic că reușim să ne păstrăm identitatea și mai ales să ne păstrăm. Vă mulțumesc încă o dată. Acum o să vă spun o poveste frumoasă, trăită chiar de mine. Era în anul 2013, dacă vă aduceți aminte, era o iarnă foarte grea. Orașul a fost blocat timp de o săptămână. Nu aveam cu ce să ne depasăm. Un caz a ajuns la urgență. Și acolo un om deosebit a reușit să se mobilizeze împreună cu doamna doctor Farcaș, pe care Dumnezeu sănătate pentru că are o vârstă și de multe ori au salvat oameni din Călăraș. Este vorba de domnul Gheorghe Paul Gașpar, un om deosebit. Vă rog, domnule. Și o să le dăm și o să-ți... Dacă vreți să spuneți o cuvintă, lasă-mi. Doctor? Vă mulțumesc pentru acordarea acestui titlu care mă onorează în mod deosebit. Auziți, doamnă, faceți cu față diplomat. Voi încerca și mă voi străbui în continuare să desfășor activitatea serios, da, să fiu de această distinție pe care mi-ați acordat-o și vă mulțumesc. Acum o să invit lângă mine un domn care de-a lungul vieții a modelat caractere. Un profesor deosebit. Este vorba de domnul profesor Gheorghe Stoianovici. Mare primar al Călărașului. Vă mulțumesc pentru onoarea pe care mă
ați făcut-o. Sincer, aveam nevoie de așa ceva. Lucrez pentru acest institut de 40 de ani cu mai multe sau mai puține succes. Faptul că v-ați gândit la mine și o parte din ce am reușit să fac individual și cu echipa pe care am coordonat-o, profesorii de matematică din județul Călăraș, înseamnă tare mult. Călărașul este cunoscut în lumea matematicii cam peste tot, nu numai în București și Constanța, și la Baia Mare, și la Ia, și la Cluj, și la Timișoara. Unii dintre dumneavoastră știu bine, alții nu au auzit așa ceva și nu au vrut să aud. Pentru că țelul meu în viața a fost să faci și să lași. Nu să te lauzi cu succese facile și de suprafață. Dar în acest oraș au venit cei mai buni copii din ultimele două decenii și cei mai buni profesori de matematică. Și repet, în lumea noastră, când spui Călăraș, nu văd așa ca un loc de vis. Și am orgoliu să vă spun că am făcut totuși ceva pentru acest oraș. Iar individual, mă știu ele bine, cărțile pe care le-am scris. Vă mulțumesc foarte mult! Așa cum vă spuneam, acum urmează un titlu. Domnul respectiv are titlul de cetățean de onoare de mulți ani, dar am vrut să-i facem o surpriză pentru că la momentul respectiv nu se decerna așa frumos totemul, tot ce avem aici. Și atunci ne-am gândit la omul care, până la urmă, că vrem că nu vrem, a influențat viața urbei noastre, pentru că a avut 3 mandate de primar. Și aici este vorba de domnul Nicolae Dragu, viceprimar. Da. Foarte mult că v-ați venit și la mine, că nu s-a mânat niciodată nimeni. De ce? Consiliul local a hotărât, ca să știți la momentul respectiv, eu fiind primar, puteam să-mi întâlnesc eu și eu primar. Primar s-a gândit, hai să facem o surpriză. Și interesantă chestie și mulțumesc și dumneavoastră, tuturor celor care sunt prezenți. Și sperăm împreună să schimbăm fața orașului, într-adevăr, să devină ceea ce sunt alte orașe europene. Vă mulțumesc! Și acum, chiar dacă nu mai este printre noi, este omul care, pot să spun că a inventat jurnalismul la Călăraș. A învățat atâția oameni, atâtea modelat atâtea caractere. Este omul Sorin Danciu. Domnul profesor Sorin Danciu, chiar dacă nu este dintre noi, ne-am gândit să oferim acest titlu pentru că îl merită. Doamna Danciu. Sărut mâna. Soția domnului Sorin Danciu, vă mulțumesc din suflet că v-ați gândit la dumneavoastră și vă doresc tot bine din lume. Pentru o dată, mii de mulțumiri, mii de mulțumiri. La capitolul acelor care nu mai sunt printre noi, este vorba de un prieten. Și v-aș ruga să ținem un moment de reculegere în memoria fostului primar, Dan Drăgului. Vă mulțumesc! Acum trebuie să trecem la momente în care trebuie să ne gândim la copiii noștri. Și avem un copil care ne reprezintă, un copil care a terminat la Călăraș. Acum domnul profesor George Stoian, puteți să ne spuneți mai multe despre acest copil, pentru că nu este aici. Dar vă rog să veniți lângă mine să ne spuneți mai mult, pentru că este un copil de 10 format la Mihai Eminescu. Bună ziua!
David Ghibu reprezintă unul dintre cei mai buni elevi pe care i-a dat Călărași în ultimii, probabil, 20-30 de ani. A reușit un lucru extraordinar anul trecut, să se califice în lotul olimpic național. Adică un elev din Călăraș să fie în primii 6 la categorie de vârstă 13-14 ani la matematică. Este un lucru excelent, extraordinar. El a fost la Balcaniadă, adică la Olimpiada Balcanică de Matematică, unde, evident, România a luat locul întâi și cu meritul lui. Și acum trecem la alt capitol. Am aici o diplomă de merit pe care o să o acordăm Catinca Ileu. Este copilul care a adus singurul trofeu Mamaia Copilului la Călăraș. Și nu puteam de fiecare dată când avem probleme de istorie, pentru că cineva trebuie să ne mai aducă aminte de istoria noastră ca să nu o uităm și să nu facem greșelile din trecut, ne-am gândit la domnul Constantin Tudor, pentru că tot timpul este lângă noi când avem eliberare. Felicitări, domnul Constantin! Să vă spun la final, când o să vedeți marea surpriză noastră. Dar nu trebuie să... Nu, noi ne oprim acum, pentru că avem foarte multe premii. Ne-am gândit la copiii care sunt olimpici, avem o listă întreagă de la inspectoratul școlar, avem sportivi de succes pe care îi avem și îi vom premia, dar datorită faptului că nu ne permite spațiu, nu putem să ieși și o să ne întâlnim cu ei într-un cadru mai restrâns în care să le acordăm premiile pe care le merită. Mulțumesc!